Meteorologii au avertizat că anul acesta este foarte posibil ca iarna să vină mai devreme. În aceste condiții, șoferii se înghesuie la vulcanizări ca să-și schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Afacerea este mai mult decât rentabilă pentru patroni. Montarea anvelopelor nu durează la o mașină mai mult de o jumătate de oră, însă numărul mare de clienți a determinat pe mecanici să lucreze la foc continuu. În această perioadă numărul de automobile a început să crească, prețurile sunt în jur de 20 de lei pentru schimbare, majoritatea vin și cumpără cauciucuri, însă unii au și cauciucurile lor. O să vă rog să-mi spuneți la ce este important să ne uităm atunci când alegem cauciucurile de iarnă. La cât de mare este floarea și la anul de fabricație. În toate vulcanizările din oraș se lucrează intens. Reprezentanții serviciilor auto s-au gândit și la buzunarele șoferilor și au încercat să mențină aceleași prețuri ca și anul trecut. Noi am încercat de altfel să menținem și prețurile de anul trecut, să nu fie scumpiri și să se mențină la un nivel normal. Zilnic sunt undeva între 15 și 20 de mașini pe zi. De altfel, ei mai sunt preocupați și de schimbarea antigelului și tot ce înseamnă echiparea de sezon. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii în orice perioadă anului dacă se circulă pe drumuri acoperite cu gheață sau zăpadă. În caz de nerespectare a acestei prevederi, șoferii pot fi sancționați cu până la 1800 de lei. Schimbăm cauciucurile de iarnă că ne e frică că vine iarna deodată și trebuie schimbate. Asta e siguranța noastră. E obligatoriu și vine sezonul rece. Și e bine să fie pe mașină pentru că dacă ai drumuri pe zăpadă, pe polei, au aderența mult mai bună decât cele de vară. Anvelopele de iarnă oferă mai mult control și stabilitate pe gheață și zăpadă. Acestea au un cauciuc mai moale ce păstrează aderența până la minus 40 de grade Celsius înainte să se întărească.